acesta și pentru cei de clasa a 12-a și părinții acestora? În acest moment nu suntem în situația în care să temporizăm în vreun fel calendarul de examene anunțat. Singurul lucru pe care l-am făcut este să amânăm desfășurarea evaluării pentru clasa a 6-a, acea evaluare sistemică. De ce cu două săptămâni, doamna ministru? De ce asemenea cu două săptămâni? În ideea în care există timpul necesar după revenirea la școală și unei scurte pregătiri de reintrare în ritm. Am spus că mi se pare firesc să lăsăm acea fereastră până la finele anului școlar. În ceea ce privește examenele naționale, din nou, în acest moment calendarul rămâne în picioare. A început de astăzi perioada de înscriere la examenul de bacalaureat. Ea continuă până pe 7 iunie, deci este timp suficient și în unitățile de învățământ care au resursa necesară, resursa umană necesară pentru a desfășura această activitate de înscriere la examenul de bacalaureat, acest proces se desfășoară. Și ce se întâmplă cu elevii care învață în școli unde profesorii sunt în grevă? Cum își vor obține foaia matriculă? Cum se vor înscrie la examen? Termenul pentru încheierea mediilor pentru clasa a 12-a și clasa a 13-a în cazul învățământului seral este de 2 iunie. În cazul în care va fi nevoie, vom prelungi acest termen în așa fel încât toți copiii să aibă situația școlară încheiată. Chiar aș vrea să subliniez acest lucru, niciun elev nu va rămâne cu situația școlară neîncheiată, niciun elev care se află în clasa a 8-a sau a 12-a nu va rămâne fără posibilitatea de a susține examenul fie evaluarea națională, fie examenul de bacalaureat. Avem presemnat că se va finaliza greva astfel încât profesorii să poată să încheie toate aceste medii? Cred că toată lumea își dorește acest lucru și prezența noastră astăzi în această formulă, începerea discuțiilor devansând termenul pentru legea salarizării, înseamnă același lucru, dorința noastră a tuturor de a încheia această etapă de protest și de a ne reîntoarce în clase. Toată lumea lucrează pentru acest lucru. Doamna ministru, în momentul de față, rămâne în discuție acea schimbare a articolului 212 propusă de sindicate și rămân și acele prime pe care sindicatele le-au refuzat de 2500 de lei și de 1000 de lei? Rămâne în discuție propunerea nouă venită din partea federațiilor sindicale, sigur cea cu articolul 12 din legea 153. Vom vedea în ce măsură se va putea, din punct de vedere bugetar, urmează să facem și noi un impact bugetar. Și rămâne sigur în transparență ordonanța care prevede sprijinul pentru cariera didactică în sumele pe care le știți. Dar vă rog să ne spuneți, cam cât ar însemna această modificare, raportarea la salariul de 3.000 de lei brut? Este o propunere nouă, trebuie să o calculăm și imediat ce avem și impactul și cerințe asupra acestei cerințe, sigur că trebuie să informăm conducătorii coaliției. Au cerut aceste majorări începând cu luna iunie. Este posibil așa ceva să le predicim de luna aceasta, dacă se agrează? Vedem decizia, pentru că trebuie luat decizia, este vorba și de tehnică, statistică și vorba și de impact. Și atunci când avem... Stați un picuț, este o solicitare pe care am primit-o acum. Noi am lăsat pe dumneavoastră, fiind musafirii noștri, să vină primul ajut declarații. Ulterior am reușit și noi să vă adresăm câteva cuvinte și urmează ca acum să ne întoarcem la serviciu și să ne punem pe calcul. Doamna ministru, pe ce vă bazați atunci când spuneți că niciun elev nu va rămâne fără examenul de evaluare și de bacalaureat nesusținute? Este evident că dacă conflictul se va prelungi, ceea ce noi sperăm că nu va fi cazul, vom avea această posibilitate de prelungire a cursurilor și de reprogramare a calendarului de evaluări. Niciun elev, din nou, nu va ajunge în situația în care să nu-și dea examenele de final de gimnaziu sau de liceu. Până la finele acestui an școlar, noi o să închidem această situație atât din punct de vedere al mediilor, cât și din punct de vedere al examenelor naționale. Elevii care vor reuși să se înscrie pentru examenul de bacalaureat îl vor susține conform calendarului, iar cei care nu vor reuși să se înscrie din cauza grevei nu? Sau cum se va întâmpla? Nu, exclus. Deci toți elevii se vor înscrie și apoi data va fi stabilită în așa fel încât toți elevii să poată să susțină acest examen. Nu contează momentul în care se vor înscrie. Dacă vor fi elevi care nu s-au putut înscrie, evident, prelungim calendarul cât toată lumea să dea la fel. Secretariatele pot să vă întrebați unde este grevă.
Desigur, din partea mea se ține foarte mult. În școlile în care există resursă umană, vă rog, care nu este în grevă, se face înscrierea. Acolo unde nu, imediat ce protestul se va încheia, se vor face procedurile necesare. Din nou, perioada de înscriere a început azi, dar continuă până pe 7 iunie. Este timp. Sunt foarte mulți de care nu sunt la facultate în străinătate. Și au nevoie să scrie gratuit și să fie gratuit la laureat, dacă îți voi spune. Dacă nu veniți, nu mai faci. Facultățile din afară le cer acele diplome, voi de matricole, ci va fi, având în vedere că trebuie să un răspuns la acele universități. Înscrierile la facultate se realizează după susținerea examenului de bacalaureat. Asta în acest moment, calendarul de bacalaureat rămâne cel anunțat. În cazul în care vor exista prelungiri, în acel moment vom lua și noi legătura cu omologii noștri din alte state pentru a explica situația și pentru a încerca să-i ajutăm pe cei care au nevoie de, știu eu, un timp suplimentar pentru a putea depune acele documente necesare.